Iubită biserică, în această seară voi citi psalmul 128. Este foarte potrivit cu evenimentele pe care dumneavoastră le aveți în această săptămână despre recunoștință, despre mulțumire, despre binecuvântare. Și aici Biblia spune, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstar de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel și eu spun peste Springfield, amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spunem de la bun început, să vii să fie Domnul. Iubiții mei, frați și surori, Biblia vorbește aici despre câteva binecuvântări pe care noi le avem în viață. M-a întrebat cineva ironic să zilele trecute, spune mă ce avere ai. Și am spus șapte prun și vine al optulea, o vrei și tu? Nu mai răspuns. Cea mai mare avere, iubiții mei, pe care Dumnezeu ne-a dat-o este familia noastră. Acum am observat că oamenii, când îți iei o mașină, imediat să uită, să vadă ce marcă e, dar când umplim pruncii cu ea, nu prea întreabă de copii nimic, că n-ați auzit Dar uitați că spune salmul acesta că avea o familie care să înconjoare o masă, e mare binecuvântare. Apoi avea o soție sănătoasă, avea un tată care să deschidă Biblia, care să fie stâlpul casei. Iar e o mare binecuvântare. Însă în această seară, iubiții mei, nu o să vorbesc nici despre tata, nici despre mamă, nici despre copii, ci o să mă opresc la cuvântul acesta în prejurul mesei tale. M-am uitat aici, e bine că am mâncat înainte, că altfel poate luam niște struguri de aici, dar m-am uitat foarte multe bunătăți. Și pentru toate astea spun, lăudați să fie Domnul. Acum hai să vă spun ce a fost la prima masă a recunoștinței, la primul Thanksgiving. Că prioară prăjită, pe un foc așa rustic, pește și pâine de porumb. Dacă ne uităm la mesele noastre astăzi, cred că, au, că am crescut, nu, față de prima masă. Știți de ce? Că Dumnezeu e mare cu noi. Și spune Biblia că lui nu îi pare rău de darurile făcute. Iubiții mei, evenimentul acesta al, al mesei e un eveniment pe care omul face de când se naște până moare. Când ești mic depins de altcineva, să te hrănească și uneori și când ești bătrân mai depins de cineva. Și spunea cineva că o mamă poate crește 10 copii și uneori 10 nu pot avea grijă de o mamă. Maisele noastre sunt compuse din mic dejun, prânz, cină. La bărbat bărbați am observat ceva interesant, că nu prea contează cu cine stau la masă, important e să fie ce trebuie pe masă. La surori e invers. Și dacă sunteți aici bărbați și surori, am spus la o conferință de familie zile trecute, trebuie să știți cum gândești o femeie și cum gândești un bărbat. Deja câteva surori dau în cap. Pentru femeie nu prea contează ce e pe masă, ci cu cine stă la masă cu cine poate împărtă și o vorbă, o poveste. Da? Un bărbat, cât ar fi el de supărat înainte, dacă îi pui un steak în față, uite de tăche. O femeie, poți să îi pui ce vrei, dacă s-o supărat înainte, nu ghite nimic, până nu-și rezolvă problema. De ce? Bărbații sunt concentrați pe obiecte, mașini, steak, frigider, casă, femeile sunt concentrate pe relații. Și dacă nu înțelegem lucrul ăsta în căsătorie, într-o paranteză îl spun, o să avem multe probleme. Iubiții mei, de multe ori ne alegem cu grijă locul unde luăm mesele de peste zi și de multe ori și cu cine le luăm. Dar astăzi nu o să vorbesc de mesele astea fizice, în primul rând, ci vreau să vorbesc despre câteva mese din Biblie. Pentru că spiritual, de cele mai multe ori, nu ne alegem noi întotdeauna locul și nici pe cei cu care stăm la masă. Și vreau să ne uităm la câteva mese din Biblie, apropo de această zi a recunoștinței, care vreau să o spun că un pocăit o face în fiecare zi. Cel cu inima veselă are Thanksgiving în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la asta! Nu? Prima masă despre care vreau să amintesc, nu sună prea frumos, dar Biblia o amintește, este masa din pustie. Și sunt momente când mâncăm în pustie. Psalmul 78 cu 19, dacă poți te rog să afișez, au vorbit împotriva lui Moise și au zis, oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? 23, versetul. El a poruncit nourilor de sus și a deschis porțile cerurilor, a plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Că Dumnezeul nostru poate slăvi să fie numele Lui. Iubiții mei, dacă ar fi să vă spun sincer, n-aș vrea să am masă în pustie. Nici voi n-ați vrea să aveți. Ne-ar place numai mesele alea încărcate, pline de bucurie, cu toți sănătoși lângă noi, niciun accident, nici o problemă. Însă vreau să vă spun astăzi că pustia ne formează. Și masa aia din Canaan unde curge lapte și miere, n-ar avea valoarea ei dacă mai întâi n-ai avut masa din pustie unde o căzu mană din cer. Oamenii lui Dumnezeu au fost formați de mesele din pustie. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Acum, nu cred că la Thanksgiving, joi, seara, chiar o să fiu undeva pe aici, în zonă, nu cred că o să ne dea nimeni lăcuste și miere sălbatică. Știți? Dar asta a avut Ioan Botezătorul în pustie. Mă, nu știu ce au avut lăcustele alea în el sau mierea aia, dar vă spun că după ce au mâncat câțiva ani din asta, o stat înaintea lui Irod și au spus păcatul lui pe nume. Știți de ce? că mesele din pustie ne transformă, ne schimbă. Pustia reprezintă singurătate, uscăciune, arșiță, dezamăgire, momente limită. Însă vreau să vă spun ceva. În cele mai grele pustii, Dumnezeu nu ne-a lăsat fără masă. Dați-mi voie să citească întâi împărați 19 cu 3. Ilie cobora de pe munte, bucurie, foc din cer, ploaie, ce vreți. Uitați ce urmează după unele biruinți. Ilie când a văzut lucrul acesta s-a sculat și a plecat ca să scape viață. O crezut Ilie că după ce a coboară foc din cer și are ploaie, o zis lui Ahab în hamă și duce. O crezut că îl cheamă Izabela la o masă. S-a înșelat armanic, amarnic, dar ascultați ce, ce e interesant. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda și și-a lăsat slujitor acolo. Mai departe. El s-a dus în pustie unde după un drum de o zi a șezut, a șezut sub un și dorea să moară zicând destul, acum Domnul să-mi ia sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un inupăr. Și iată l-a atins un înger și i-a zis scoală-te și mănâncă. Hai să vedem ce a pus îngerul pe masă el s-a uitat și la căpătăiul lui era, era, o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut și știți continuarea mai departe. Nu știu ce-o pus aha pe masă în ziua aceea. Dar știu că ceea ce-o pus îngerul i a dat lui Ilie putere. Iubiții mei, știți, dacă mânca la Ahab la masă, nu vedea îngere. De mulți ori spunem, Doamne, vrem viziuni cu tine, vrem vedeni, vrem prorocii, vrem lucruri mari. Numai că lucrurile ale mari de obicei sunt pustie. Aici e problema. Unde au văzut Pavel și Sila că s-au cutremurat ușile? În temniță. Știți, noi am vrea să vedem minuni și semne, dar fără încercări. iubiți mei, dacă n-ar fi încercări, n-ar fi minuni și semne. Să găsești apă în Springfield, e ușor. Să găsești apă în Sahara, e provocarea mare. Astăzi aș vrea să mulțumesc împreună cu dumneavoastră și pentru pustiile vieții. Nu ne plac, însă știți ce am vrut să vă spun? Masa asta din pustie pe care îngerul pus o pus-o în fața lui Elie l-au făcut să rămână smerit. Acolo când a fost pe munte, bucuros, Aș folosi termenul din ziua de astăzi. Fotografii, aprecieri, felicitări. Și când s-au uitat, au plecat. Ahab au plecat toți și au rămas singuri. Să știți că atunci când ne se pare că suntem, suntem singuri, de fapt Dumnezeu e cu noi, nu suntem singuri. Și mare diferență între a crede că e singur și chiar a fi singur. Și ăia trei tineri din Valea Dura au crezut că sunt singuri. Dar nu erau singuri. Dumnezeu era acolo cu ei. Dacă sunteți astăzi printre pustii. Poate căutați o oază, poate căutați un moment de liniște. Înscriați cineva, de Cristi, dă-mi un cuvânt să încurajez pe o mamă care și-o îngropat copilul. Eu e ușor, tu acasă cu ei sănătoși să-ți spui un cuvânt, dar știu că mai mult decât orice cuvânt l-aș putea spune eu pentru un om bolnav de cancer. Pentru o mamă care plânge că îi trântește fata ușa la 18 ani în față. Îți pustie asta, să știți. Dar în toate aceste pustii ne punem pe genunchi și Dumnezeu ne întinde o masă. Știți că dacă n-ar fi astfel de pustii, poate n-ar simți cu adevărat prezența Domnului și n-am valorifica-o la adevărată ei valoare. O altă masă pe care amintesc, iară nu-mi place masa asta, dar Biblia spune de ea. E masa din fața dușmanilor. Psalmul 23 cu 5 tu mi întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de și paharul meu este plin de dă peste el. Iubiții mei, la masa asta, vreau să vă uitați foarte bine la versetul ăsta, la masa asta nu contează ce ai pe masă și nu contează nici dușmanii măcar. Ce ai spus, haide Cristi, că nu contează dușmanii, dar tu știi că eu de 20 de ani l-am în minte pe ăla care m-a făcut rău. Hai să spun ce contează la masa asta. Și ce contează? Paharul plin și ungerea Domnului. Păi poți să ai ribai. <laughs> poți să ai cel mai bun steak din America. Dacă n-ai ungerea Domnului, n-ai cum să stai cu dușmanul tău la masă. Iubiții mei, mă gândesc la Iosif, Genesa 43 cu 33. Tot așa o, o masă în fața dușmanilor a fost, să știți. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, până la cel mai tânăr. Așezați după vârstă și se uitau unii la alții cu mirare. Și acum dați-mi voi să vă spun ceva ce i-a spus soției mele zile trecute, vorbind despre noi. Dumnezeu i-a arătat lui Iosif că vine ziua când frații lui și tatălui se vor apleca înaintea lui. Cumva vor depinde de Iosif. Dar nu i-a arătat Dumnezeu drumul într-acolo. De multe ori vine un proroc, așa vorbește, Domnul, te voi ridica două trepte, dar nu spune câte trepte, ca spune te ridica două. Știți? Că nu există ridicare fără zdrobire. Dumnezeu te zdrobește ca să te ridice. Diavolul te ridică ca să te zdrobească. Știți de ce în fața dușmanilor lui, frații lui care l-au vândut, Iosif a putut sta cu inima deschisă? Pentru că un rabin evreu spunea că Iosif a făcut aproximativ 12 ani de închisoare. Acum să fii în închisoare pe drept e una, dar să fii în celule cu ăla care vinde marijuana, cu ăla care și-a bătut tata, cu ăla care o spart magazine și tu ai fugit de păcat. Vi se pare că Dumnezeu e drept în astfel de situații? Iubiții mei, Dumnezeu nu căuta în viața lui Iosif dreptatea, ci pacea și împăcarea cu frații lui. Noi de multe ori căutăm dreptatea și spunem, împing farfuria, nu mănânc cu tine că drept. Iubiții mei, haide să căutăm pacea în seara aceasta. Că e mai importantă ca dreptatea. De exemplu, eu cu soția ar putea să am o neînțelegere. Dacă caut dreptatea, mă duc la tribunal. Eu vreau pacea, nu dreptatea. Doamne, lasă pacea ta peste noi. O fost Iosif în închisoare ani de zile. Cred că în primul an, Biblia nu mă spune, da Biblia ne dă voie să ne gândim. Oare ce-a făcut Iosif în primul an? Cred că s-o fi gândit, dacă mă întâlnesc cu frații mei, să-i păzească Domnul ce le fac. Uite, din cauza lor să aici. Și-au zis Domnul, da, mai stai. Stai acolo. O mai trecut 2-3 ani și-au zis Iosif, Doamne, dacă mă întâlnesc cu frații, nu-i bat, nu-i lovesc, numai atât le spun. Când îmi aduceți haina aia mea preferată, o să vedeți greu. Și-au zis Domnul, da, mai stai. Și -o mai trecut câțiva ani și au zis Iosif, Doamne, să știi că eu aici în închisoare am învățat ceva, am învățat să iert pe frații mei. Dacă vin, nu-i întreb nici de haină, nici cum o fol la groapă, că unii ce iartă, dar mai întâi te aduc acea minte cum, cum, ce, 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 ce le-ai făcut. Nu. Dacă îmi cer greu, eu nu că le dau greu. Îi și mut cu mine în cartier. O zis, domne, ieși afară repede că ești pregătit. Vă întreb, știți cum l-o pe primul copil al lui Iosif? uitare. De ce? Că oamenii n-au o problemă cu iertarea, ci cu uitarea. Acolo în închisoare Iosif și-o ierta frațe. Dar avea o problemă să nu le mai reamintească, că sunt unii care te iartă, dar 20 de ani, de câte ori te văd după aceea, te amintește și te -o ierta. Să nu îți zice că din cauza mea ești tu în America, mă, că mai de cine era dacă eram, nu eram eu, zice. Iubiții mei, striga Iosif, uitare! Hai că trebuie să mergi la școală. Și uitare venea să spală pe mâini, să îmbracă și Iosif pleca capul. Și spunea, Doamne, ajută-mă nu doar să iert, ci să și uit. Apoi o rămas soția în a lui Iosif cu al doua sarcină și o întreba soția, ce nume? Sper că nu vii cu prosit din așa, cu uitare, cu iertare. Apropo, și noi am încercat, la unii copii le-am pus nume din Biblie, poate și voi, să nu le puneți numai nume din Biblie, să le și ce din Biblie. Știți? Că Isaac nu se formează la cuptor de microunde și nici Abel, nici Estera, ci cu ani de zile de pregătire. Că Iuda a avut nume fain, lăuda să fie domnul, dar n-am întâlnit nicio familie de bucăiți care se pune numele ăsta. Dar am întâlnit el cu caracter de Iuda și Daniel. Dar la voi nu sunt, slăviți să fie domnul trebuie să vă mai trimit în Îndeva câțiva, în, România. Poate le face green card, să nu mai vină înapoi. De ce? Că nu-i numai numele important, caracterul important. Și-a întrebat soția lui Iosif, cum îi pui numele? Rodire. De ce? După ce am iertat și am uitat, pot să rodesc. Iubiții mei, am observat oameni, zeci de ani le este blocată roada din cauza unor resentimente din trecut. Merită să cărăm cu noi toată viața? Presupunem că eu am ceva cu fratele Iosif. Îmi permit cu el că suntem așa deschiși, parcă ne știm de o viață. Iubiți-mă, dacă eu l-aș pe fratele Iosif, credeți că el nu poate predica mai departe? Credeți că dânsul pierde ceva? Eu pierd! Eu stau blocat ani de zile. M-a spus Domnul prin prorocie acum un an de zile lângă Târgu Mureș, voi îngădui în perioada asta să fii bajocorit și înjurat și blestemat cum n-ai fost niciodată. Și la final veți afla de lucrare care o facem și de ce sunt așa de bajocorit. Și eu în timp ce prorocul vorbea, ziceam, Doamne, și cum trebuie să mă judec cu ăștia? Și au zis, Domnul, nu cumva să prinzi resentimente nu cumva să te de la inimă cu neiertare, că îți iau ungerea. Știți câți oameni au pierdut ungerea pentru că nu au putut ierta și uita? La masa în fața dușmanilor iubiții mei, când ungerea Domnului e peste noi, și au spus David aici, n-am spus eu, îmi un capul cu un de atunci Atunci poate rodi dragostea. Și nu-l doare mai tare pe dușman decât să spui la final, auzi, eu plătesc. Serios? Da. Înseamnă că m-ai iertat, te-am iertat. Slăvi să fie Domnul. Iubiții mei, mă duc mai departe, o altă masă, masa din palat. Acum am scăpat de mesele astea care nu le plac nouă la români, în pustie, în fața dușmanilor. Sunt momente în viață când Dumnezeu poate să ne ridice să mâncăm undeva sus. Doi Samuel 9 cu trei împăratul a zis, auzit și-a făcut David când au mâncat la palat. Nu mai este altfel, Așa scrie. 20 de feluri și nu-mi trebuie niciunul alt, n-aveți. La voi copii, nu fac, la noi se mai întâmplă în România. Deschide de frigiderul, vede că e plin. Mami, n-ai făcut nimic de mâncare astăzi. Dar David nu a spus așa. Auziți, 2 Samuel 9 cu 3. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cum s-o comporta Saul cu mine. Atenție, nu a zis Ionatan, a zis Saul. Că e tare ușor să mănânci cu prietenii la masă și să faci bine la pruncii care ți au împrumutat taică sau cu mii de dolari. Și poate nu ți au mai sărut înapoi. E ușor asta. Dar David se scoală într-o dimineață, vede travertin pe jos, vede marmură. Închide ochii și își imaginează că cu ani de zile în urmă era un biet copil lângă o turmă de oi. Gunoi, caș. Până ți ieșea pe... Pe, pe urechi. Nu, îți dea gată, poate da de, atâta mâncare, aceeași mâncare în fiecare zi. Și mirosul ăla. -a. Și David nu a zis, acum să vadă toată America unde am ajuns eu. Nu. No. O zis, David, mai este cineva în casa lui Saul? Față de care să mă comport, cum să comportat comportat Dumnezeu cu mine. Acum, un rob mai îndrăzneț, o zis de ce este unul, dar îl, cheam, îl cheamă mai fi Problema nu e numele la el, problema e că e o log. Acum, tinerii care mai sunteți pe social media, ați văzut vreo poză cu un împărat și un olog la masă? Eu n-am văzut până acum. Că nu se pun, nu atrag like-urile pozele astea. Și au zis, David, chemați -l! Și Biblia spune că Mefiboset nu știa pentru ce a fost chemat. Biblia spune că David îi spune în versetul 7 Nu te teme, adică o veni cu teamă Tot drumul ăla mea fi boșesc gândit David o să se răzbune pe mine Bunicul e mort Și acum ce să facă Când e împărat Bagă sabia în nepoți Știți când se vede caracterul adevărat al unora Nu în temniță, că acolo n-au ce face Că strâns La palat Adevăratul tău caracter Se vede cum te comporți cu oamenii care poate ți-au făcut rău în viață și acum tu Iisus, și le poți răspăti înapoi cu rău. Și David a zis, vreau să le fac bine. Și s-a uitat David la Mefiboset și a zis, Mefiboset, de astăzi vei mânca la masa mea. Nu știu dacă aveți vreun Mefiboset la care trebuie să-i plătiți un dinner sau un lunch. Dar merită să o faceți. Că spunea cineva, haide, păstor, l-am iertat, dar nu vreau să-l mai văd. Nu l-a iertat, asta e știe. Nu l-a iertat. Doi împărat, 25 cu 27, ascultați, în, anul în al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii 12-a, Evil Merodac, împăratul Babilonului, a înălțat capul lui Ioachin și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al celor împărați. Și auziți frumusețea. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa lui în, timp, în tot timpul vieții lui. Nu știu, mai aveți prizonieri în temnița inimii voastre? Să știți că cu prizonierii foarte greu. Eu am trăit pe acolo, am trecut pe acolo. Te scoală la patru dimineața. Că le trebuie discuții. E să în pat. La le trebuie discuții. Apoi le mai trebuie și cu un pahar de apă, și cu ce o mâncare. Iubiții mei, să știți că atunci când iertăm pe cineva, ne dăm seama că de fapt și noi eram prizonieri. Nu numai aia. Și așa de mult îmi place de, de omul ăsta, Evil Merodacu a zis, hai mă să-l scot în temneță pe Joachim. Hai să-l pun la masă cu mine. Hai să schimb hainele. Hai să mă port față de el cu bunătate. Când te-ai comportat față de cineva cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Gândiți-vă ce tragic ar fi să stai la Thanksgiving meal și să ai vreo 10 pe care n-ai putut să iert și încă nu i-ai iertat și încă n-ai uitat. Și tu ești la palat, ai ajuns sus, bănuți, poziție, tot ce vrei. Dar întrebarea mea e, prizonierii tăi, ce mai fac? Le-ai schimbat hainele de pepniță? Am fost la o mormântare, iubiții mei, și așa am primit pe drum îndemn să vorbesc despre iertare. N-am știut cine a murit, nu m-am interesat. Că dacă te interesează să pune că ai știut și predic au fost de la tine, nu au fost de la Domnul. Când am plecat, m sunat. O zi, stăteau zeci de ortodoxi să vadă dacă o băgai pe femeia aia în rai sau în iad. Dar zic, de ce stăteau să vadă? Păi zice, femeia aia nu a luat cina 30 și ceva de ani. Dar de ce? Păi zice, pentru că vecina i-a luat e, un pic din pământ. I-a mutat un pic gardul și nu a putut să o ierte. Și 30 ceva ani -a... și a vrut să vadă toți oamenii de, în din lume. Ce spune un păstor la o femeie care 30 de ani nu a luat cine? Și ce am spus? Că trebuie să iertăm. Și atunci când ajungem sus în viață, iubiții mei, e tare e frumos, să ne uităm la aia care sunt că jos. O zis David, o fi boșet? Chemați-l aici. Patru, o altă masă pe care o amintesc, iubiții mei, este masa slujirii. Luca 22 cu 27. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Vă amintiți mamele noastre, bunicile noastre? Eu n-am văzut în viața mea o mamă responsabilă să se pună pe scaunul și noi să stăm în picioare. N-am văzut. Toată viața au zis, mă, stați voi jos că eu sunt la bucătărie. Acum, iertați-mă, mama ne spunea că îi place gâtul de la găină. Eu chiar am crezut că îi place gâtul. Știți cum e? n cum să împarți pieptul de la găină cu toți membrii. Și atunci luai ce rămâne. Există o masă a slujirii. Și foarte puțini o mai caut. Foarte puțini. Eu Ioan 13 cu 4, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, nu se să pot sluji până nu, nu, dai jos hainele tale. A luat un ștergar. Elisei a vrut mantaua puterii lui Ilie. Știți, mulți vor manta mantaua puterii, puțin vor o slujire. Iubiții mei, dați voie să apreciez toate mamele, că rar le apreciem, care fac un efort în fiecare zi. I-am spus unui, unui tânăr care judeca o mamă cu 10 copii. Până când nu o să pui 30 de porții pe masă într-o zi, n-ai voie să judeci. Și înmulțiți 30 cu 7, sunt 210. Cât efort, cât stres, câte sacrificii. Să știți că există cineva care răspătește. Și ăsta e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Cum stai cu masa slujirii? Oare ne mai place să slujim la masă sau să stăm la masă? La noi când am făcut ordinare de diacon, ne-am dat o masă. Și fratele păstor al nostru zis către ei, nu cumva să vă puneți pe bancă, zice. Să înceți diacon, treceți la împărțit. La mese. Știți? Dar nu numai diaconii trebuie să slujească, toți trebuie să slujim. Avem la noi a biserică o soră care nu vede deloc, e oarbă complet. Vine cu soțul ei la biserică, unii ori cu fata. Și într-o zi am avut renovare la noi, trei luni de zile o durat renovare, pe echipe ori lucrat. Am văzut pe soțul ei lucrând cu lopata, plan molos ce era acolo. Am zis, frate, nu trebuia domitale să vii, că soția e oarbă acasă, are nevoie de domitale. Frate Cristi, am vrut să pun și eu mâna, să fac și eu ceva pentru Domnul. La final am mers la masă, au venit două, trei echipe care erau atunci la muncă și fratele au mers și au scos doi cozonaci dintr-o plasă. Și au zis, soția mea care e oarbă, a făcut cozonașii ăștia. A și mai bun cozonac cu care m-am întâlnit. Eu n-am știut cu orbi fac cozonaci. Într-o zi, tată, soțul acestei surori uh, m-a așteptat pe scările bisericii, m de Cristi, soția mea, s so, tu gândi la soția ta că, nu, aveți șapte copii și poate nu aveți timp să faceți tăieței. La noi, în România, foarte mult să fac tăieței. Și au zis, soția mea a făcut tăieței pentru voi. Credeți-mă că am bani să-mi cumpăr un tir de tăieței dacă e nevoie. Dar am luat alea două cutii și m-am dus cu lacrimi în ochi la mașină. Eu am crezut că Orbii nu văd nimica. Cum orbi văd nevoile altora? Și alții se audă că văd bine. Văd bine. Și totuși nu văd nevoile altora. Adevărații orbi nu sunt care nu văd soarele, ci care nu văd nevoia de slujire. Sora Ana Druhora povestește despre o conversație care a avut loc între ea și Dumnezeu în timp ce spăla vasele. Dumnezeu o întreabă, ce faci tu aici? Iar sora Ana spune, spăl vasele. Pentru cine speli, o întreabă Dumnezeu? Pentru copiii mei, răspunde sora Ana. Dumnezeu îi răspunde, dar tu nu știi, copiii aceștia nu sunt ai tăi. Copiii aceștia sunt ai mei. Trimiși în viața ta și vei vedea tu când vor ieși din casa ta și vor pleca că nu sunt ai tăi. Că sunt ai mei puși în viața ta pentru o vreme. O vreme în care să-i înveți că aparțin lui Dumnezeu. Or de ori de câte ori slujești copiilor tăi, soțului tău, soției tale. Eram în județul Vâlcea, până mor, nu o să uit faza asta. Mă grăbeam să ies din biserică la ora 8, duminică seara, plecat de joi de acasă, când sunt în România, uneori iau copiii cu mine, 2, 3, și soția rămâne cu restul acasă, și eram plecat de joi cu, pat, cu doi copii după mine, și e trecut patru zile deja. Și am spus la fraz, la 8 fix am plecat. Dau să ies și aud în spatele meu un cărucior cu rotile. Încerca să mă ajungă. Cum era pietriș pe jos în curte, s-a auzit zgomotul ăsta, m-am întors și era o soră fără picioare. Eu am crezut că-mi cere ceva și am băgat mâna în bozunar că dacă cineva fără picioare își cere, eu cred că are tot dreptul să-și ceară. Ăia cu picioare n-au dreptul să ceară. Dar ea fără au. Și am băgat mâna în bozunar și am spus cu ce pot să vă ajut. Și sora au scos un plic din geantă. Și -o zis, la de Cristia, m au zis că vă ocupați la miros de cer cu săraci, cu orfani, cu văduve. Vreau din banii mei să punem ceva pe masă la un orfan, la o văduvă. Am zis, nu, eu nu pot să iau de la cineva fără picioare. N-am cum să iau așa ceva. O zis, n-ai voie să oprești o binefacere. Între timp, a venit soțul ei lângă ea. M-am uitat la amândoi. Mă gândeam, mă, o fi avut ceva accident, sora. Auziți ce m-a spus ora, când m-am căsătorit tot fără picioare era. Iubiții mei, m-am uitat la el. Astăzi când băieții caută fete cu unghii vopsite, cu botox, cu gene false, ce-o căuta bărbatul ăsta la o femeie fără picioare? În afară de slujire, ce mai câștigat? Și vă mai spun ceva ca să vedeți cum Dumnezeu pregătește pentru ziua judecății mărturii vii. O zis, frate Cristi, avem șapte copii și toți sunt în casa Domnului. Am plecat plângând spre casă. Gândindu-mă oare de câte ori soțul ăla o slujit la masa aceea. Oare cât de mult o slujit o mamă care fără picioare dă naștere la copii. Iubiți mei, dacă ne lipsește ceva în bisericile noastre și mă rog Dumnezeu să le mulțească, sunt mesele slujirii. 5 și 6 și închei. O altă masă care se potrivește bine cu Thanksgiving e masa recunoștinței. Întâi împărați doi cu șapte, să te porți cu bunăvoință, îi spune David lui Solomon, cu fiul lui Barzilai Galaditul și ei să mănânce la masă cu tine. Căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău, Absalom. Vedeți, David nu a uitat. N-am apucat să iau mâncare, să iau multe lichide cu mine, să iau multe rezerve, vă David. Eram un fugar. Am fost scos din palat de fiul meu. Dar undeva, în 2 Samuel 17 cu 29, Barzilai m-a așteptat cu masa întinsă. Solomon, eu plec. Să nu uiți de omul ăsta. Să nu uiți de oamenii care ți-au ți, -au, ți -au întins o mână atâtea cazuri aud plecând dintr-o parte în alta, adică este l-am când a fost în greu, am fost lângă el, nici nu mă mai recunoaște. Știți de ce? Că sărbătorește Thanksgiving, că sărbătorește America, dar în inimă nu mai are recunoștință. Iubiți tineri, vă amintiți de mama voastră, de tatăl vostru, de sacrificiile făcute de părinți? Spunea Ana Frank, ucisă de naziști la 14 ani, că ducem flori la cimitir pentru că regretul e mai puternic decât recunoștința. Știți ce ar vrea să fie în familiile noastre? Recunoștința mai puternică decât regretul. Când ajungi sus, întind o masă pentru cei care ți-au fost alături când erai jos. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, haideți să ne lărgim masa, nu să ne alțăm gardul. Am văzut și aici la voi și în Detroit și în alte părți din Statele Unite, așa de mult mi-a plăcut casele fără garduri, la mult, mult, multe părți. Și spuneam soției, draga mea, numai la noi și-au făcut ziduri ca la penitenciar, mă. Ca la închisoare, 2 metri, mă, și-au făcut zidul. Sunt români care băga mai mult în zid decât în casă, să știți. Dar n-am înțeles nici astăzi, de ce? Măi, dacă Domnul m-a binecuvântat, am, de ce să mă ascund? A, Poate eu am făcut niște învârteli și nu vreau să arăt. Dar e frumoasă asta când Dumnezeu te binecuvintează. Lărgește masa, nu înălța gardul. Amin? Amin. Și ultima masă și apoi încheie și vreau să ne rugăm încă două mese, foarte scurt. Masa Domnului, întâi coriten 10 cu 21. Nu puteți bia paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Iubiții mei, foarte scurt și mă duc la ultima masă, să nu uităm de această masă. E foarte important. Spunea cineva, decât să mă împac cu ăsta, mai bine nu iau cina. Eu zic altceva, decât să nu iau cina, mai bine mă împac. Să stăm la masă cu Domnul. Am dorit mult să mănânc la acesta cu voi. Tu mai dorești mult? De cât timp n-ai venit la cină? De cât ani n-ai mai venit la cină? Și în ultimul rând, masa din cer, cea mai frumoasă masă. Acum, și dacă ați fi pus aici a cinci tiruri, nu se compară cu cine așteaptă în cer, să știți. Deci, am auzit că aici la voi sunt care lucră pe track, da? Trochiști. Acum, nu știu cu ce o Dumnezeu în cer bunătățele, dar știu că ne așteaptă acolo ceva extraordinar. Auziți, Luca 13 cu 29, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 cu 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, că ce a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Apocalipsa 19 cu 9, ferice de cei chemați la ospățul, la masa nunții mielului. Am fost chemați și mulțumim Domnului pentru asta. Era data de 29 iulie 1981. Prințul Charles și Prințesa Diana se îndreptau spre altarul Catedralei Sfântul Paul din Londra. 3500 de invitații îi urmau și alte 750 de milioane de oameni urmăreau la televizor nunta secolului. 10.000 de perle erau pe rochia Prințesei Diana. Voalul avea 139 de metri, iar trena 7,5 metri. 542 de paiete, și 132 de perle au fost puse pe pantofii Miresei. Costul total? 48 de milioane de dolari. Aproximativ în banii noștri de astăzi, 137 de milioane. 600 de mii de dolari au fost cheltuiți doar pe security. Și a fost declarată cea mai scumpă nuntă din istoria omenirii. Și azi vreau să vă spun că nu e asta cea mai scumpă. Iubiții mei, cea mai scumpă nuntă încă nu a venit. Știți, istoria noastră a început cu o nuntă, și la nunta aia ne-au făcut de mâncare diavolul. El a fost o spătar, și după ce ne-au făcut de mâncare, așa de greu ne-au fost că o trebuie să părăsim Edenul. Cu mare bucurie vă spun că ne mai așteaptă o nuntă. Și acolo să ne facă de mâncare Isus. Și dacă, dacă gustul mâncării diavolului era de moarte, gustul mâncării lui Isus va avea gust de veșnicie. Amen. Și spune în Luca ceva extraordinar: că el se va încinge și ne va servi. Aleluia. Iubiții mei, prefer 80 de ani de lacrimi, de încercări. De ce vreți voi? Doar să ajung la aia? Că știu că acolo nu mai este nimic vrednic de blestem. Asta citeam astăzi la timpul devoțional. De Nimic vrednic de blestem nu este acolo. Vrei să fii și tu mireasă? Păi la Boces are loc Logodna. Așa spune Pavel, nu spun eu. În cer are loc nunta. Să știi că între Logodna și Boces, între Logodna și nuntă să dau mari lupte. Știu băiat, din păcate, o rupt trei Logodne până acum. Din păcate să nu lași pe diavol să-ți rupă logodnă. De aia vine Eclesiastul nouă cu opt și spune hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu să nu-ți lipsească de pe cap. Dar de ce? Nu pot să port altă culoare. Păi am spune în Apocalipsa că în cer au văzut o mulțime de oameni îmbrăcate în haine albe. Cine poartă alb aici, va purta alb și dincolo. Iubiții mei, Știți ce am învățat de la aceste mese pe care le-am le -am amintit? Că nu mâncarea e cel mai important lucru, ci atitudinea cu care mănânci. Inima cu care te așezi pe scaun, dorința cu care slujești, pasiunea cu care ierți și recunoștința pentru binecuvântările primite. Câți n-au mese de mii de euro, dar nu se pot bucura de ele? Sau mii de dolari. Câți n-au feluri de mâncare cu zecile? Dar nu poți spune o vorbă bună lângă cel cu care mănâncă sau lângă cea cu care mă lângă. Mă rog, astăzi, Dumnezeu să vă binecuvinteze toate mesele cu care vă veți întâlni în viață. Să legați la mesele alea relații binecuvântate, cuvinte frumoase, să vă prețuiți unii pe alții. Și închei cu o cântare pe care vreau să o cânt. Nu obișnuiesc să cânt după predică. Dar astăzi vreau să mă ajust, te rog, la pian. Era anul 1994. Parcă așa cum am amintesc. Nu mai știu ce o zis mama când ne dă dacă cântăm în biserică eu cu fratele meu. Nu mai țin minte. Aveam 8 ani, fratele meu 7. Și mă, era prima noastră cântare în biserică. Era la patru ani, 5 ani după Revoluție. Am cântat o cântare și la final administratul a zis, haideți până, până aici cu mine, în cămăruță. Aveam un reportofon, nu erau telefoane pe atunci. Și au zis, vreți să mai cântați o dată cântarea aia? Noi n-am știut de ce spune omul. M-am dat seama mai târziu că oamenii, unii care au plecat mai repede, n-ați prins. Unii ați prins. Cântarea asta, noi am cântat-o la scurtă vreme după ce în România s-au stat la coadă la lapte. S-au stat la coadă la gaz, la butelie. Cei care ați prins vremurile știți. Eu aveam doi ani atunci. n aveai aici astăzi. Dar mulțimea din sală o savura cântarea. Nu știu dacă și astăzi, în vreme de belșug, o am savura. Dar cântarea spune, mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa, tulburată, fără să vreau. Mulțumesc de apa dulce, de izvor din care via. Cer iertare pentru apa tulburată fără să vreau. Doamne, ține minte numai ce au făcut pe placul Tău Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Doamne, ține minte numai ce au făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic ce-a fost rău. Mulțumesc de pâinea care m-a hrănit flământ fiind. Cer iertare pentru pâinea Ce-am călcat-o neștii Doamne, ține minte numai Ce-am făcut pe placul tău Dar nu-ți mai aduce aminte scoate nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău. Dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc este rugăciunea înălțată prin Duh Sfânt. Cer iertare rugăciunii înghinată murmurând. Doamne, ții de minte numai Ce-am făcut pe placul tău Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Doamne, ține minte numai Ce-am făcut pe placul tău dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de ziua plină Folosită spre Hristos. Cer iertare pentru ziua și-au pierdut-o fără rost. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce au făcut pe placul tău Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Mulțumesc de tot ce-n viață pentru Domnul am făcut. Cer iertare pentru câte nu i-am dat și i-am cerut. Doamne, ține -ți minte numai ce-am făcut pe placul tău dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău.